Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni. Dragilor, simt așa că începe cu adevărat vara, chiar dacă încă nu este solstițiul de vară, pentru că Venus intră în Leu și stă acolo toată vara și va fi vedeta acestui sezon. Va fi o vară incendiară și la propriu și la figurat pentru toată lumea și în general în lume, dar nu neapărat negativă. Ei, Venus acolo intră în Leu și o să vedem că iubirea începe să capete o importanță foarte, foarte mare pentru toată lumea. Și da, e o zi de luni în care Venus acolo se și ceartă cu Pluto din Vărsător și nu e doar luni, că asta se simte și înainte și după, dar Venus acolo intră în Leu și ne dă direct energie. Ne bagă direct în febra verii, pentru că pot exista tot felul de discuții privind relațiile, privind viitorul unei relații. Bun, stăm de atâta timp împreună, dar care-i viitorul? Ce facem mai departe? Ori o terminăm, ori transformăm relația, ne căsătorim, ne logodim sau acolo unde lucrurile nu mai funcționează la fel. Deci mergem tot pe aceeași idee. Bun, stăm de ceva timp cât stăm, dar dacă nu mai funcționează relația, hai să o terminăm. Pot fi și momente în care, să spun așa, oamenii veți vedea că vor adopta niște atitudini foarte ciudate, foarte interesante, însă atenție foarte mare pe gelozii, pe orgolii, pe posesivitate, mare, mare atenție pe partea asta că nu e ok. Bineînțeles că Venus dă și startul sezonului în care o să dorim să ne distrăm, o să dorim să ne simțim bine, iar cei care v-ați propus distracții vara asta, tot înainte că e o vară de neuitat, doar să nu vă faceți foarte mari speranțe privind parteneriate serioase sau să nu vă faceți foarte mari speranțe, da? Privind în general dragostea, vara asta este despre a trăi și interesant este că vor intra și nodurile lunare de prin iulie, da? Pe o axă a relațiilor de această dată și mai oprim discuțiile despre bani atunci și despre valori, atunci mergem pe relații, e altă energie. Ei, așa cum spuneam, e un thriller așa pe care îl avem în ziua de luni, așa că mare, mare atenție pentru toată lumea ce se întâmplă în ziua de luni, pentru că e simbolică pentru vara aceasta. Dacă vreți, e acea senzație de nesiguranță, e acea senzație de iluzii, de ce nu? Pe de altă parte, e o zi în care nu vom avea extrem de multă intuiție, asta e ciudat de spus, dar important este să ne lăsăm conduși de evenimente. Planetele ne susțin totuși, da? Având în vedere ce este pe cer. Susținerea paradoxal vine din partea practică a lucrurilor. Chiar dacă inițial nu o să înțelegem, chiar dacă inițial o să ni se pară ciudat. Și uitați că și Saturn ne ajută luni, chiar ne ajută foarte, foarte mult. Și ne spune, uite, mai pune niște limite. Sau vine și spune, uite, mai detașează-te, mai lasă lucrurile să mai curgă, da? Mai relaxează-te, mai ia o pauză. Cam despre asta e vorba. Deci, o zi de luni frumoasă, aș spune eu, și avem Marele Preot, care, interesant este că a fost, mă rog, reprezintă în general, da, luna mai, luna a cincea. Ei, vedeți că ceea ce s-a întâmplat așa prin mai, cam acum începe să iasă la suprafață. Vedeți că e un moment în care adevărul ies la suprafață, da? Pentru că e o zi în care, în general, relațiile de cuplu, relațiile oficiale, da, în mod special, pot fi perturbate. Pot apărea certuri, pot apărea discuții, dar nu sunt chestiuni mici de data asta, chiar nu. Pe de altă parte, poate să fie aici un mic, mare haos în relații. Chiar se va pune problema ideii de oficializare a relației sau cum suntem noi văzuți în lume sau sunt o persoană singură, sunt aflată într-o relație. Deci foarte mult ne vom concentra pe chestia asta și este și un moment aici în care partea aceasta de studii, deci dacă aveți ceva de studiat, dacă aveți legătură cu zona asta, vedeți că lucrurile nu stau bine deloc în ziua de luni, sunt ciudate. Cum spuneam, teoretic intuiția nu prea ne ajută. Din acest motiv se cere să ne păstrăm principiile, etica, morala, să ne păstrăm credința în Dumnezeu, să ne păstrăm chestiile astea pentru că ele ne pot ajuta. E ca și cum pășim așa într-un tărâm întunecat și nu vedem clar lucrurile și ne mai lovim de una, de cealaltă, dar ni se cere să fim puțin precauți în ziua de luni.
Bun, cam atât în mare parte. O să discutăm mai multe pentru fiecare zodie. O să mă axez foarte mult pe intrarea lui Venus în Leu și pe acea opoziție. Așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent. Te invit să vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție, că normal ceea ce li se întâmplă lor are legătură și cu tine și invers. Și pentru cei interesați, vedeți ce mai urmează săptămâna asta, că cel puțin spre final e incendiară povestea, sunt schimbări mari. Aștept cu drag și în acele previziuni, că au apărut deja toate. Și dacă vreți să vedeți ce aduce luna iunie, pentru că da, vine cu evenimente mari, vă aștept cu drag și la cele filmări pentru iunie. Aveți la secțiunea playlist-uri, aveți în primul comentariu postat de mine tot playlist-ul. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi începe o perioadă de distracție, de iubire. Vom vedea și berbeci care pot avea tot felul de conflicte legate de afaceri, legate de copii. Pot fi momente intense pentru unii, pentru alții pot fi tot felul de lupte de putere privind viitorul relației, privind viitorul afacerii, privind aprecierea pe care o aveți voi de la ceilalți. Chiar Venus acolo v-ar putea ajuta în mod special pe bani sau să vă creșteți puțin valoarea personală. Chiar vă ajută mult și discutăm și despre o zi în care pot apărea conflicte în general, în relații, relații de iubire, privind oficializarea acesteia sau unii bărbești puteți să aflați, da? Puteți să aveți în jurul vostru tot felul de personaje care au probleme în relații, care nu se înțeleg și rămâneți și voi așa puțin mirați. E o zi foarte bună pentru voi pe bani, pe relația cu autoritățile, relația cu șefii și este o zi foarte bună să discutați despre un concediu sau e o zi foarte bună să discutați despre a da un pas în spate sau despre a vă retrage dintr-o chestiune. Chiar e o zi foarte interesantă pentru voi. Am luat tarotul romantic, am zis că să fiu în trend cu Venus din Leu. Doi de bâte, trei de spade. Dragi berbești, ceva nu vă place aici în legătură cu o călătorie îndepărtată sau în legătură cu viitorul vostru, în legătură cu un plan pe care îl aveți voi, fie împreună cu o persoană, fie în general vorbind. Doi de spade înseamnă o lipsă de comunicare, dar este și o zi pentru tine în care vei avea de luat o decizie. E ceva aici care te pune foarte mult pe gânduri. Ultima carte, asul de spade, o decizie importantă pe care o iei astăzi, un adevăr pe care îl afli, dar și o veste clarificatoare, o veste pe care o primești. E o zi așa mai rece pentru tine. Zodia Taur. Dragi tauri, Venus, a voastră guvernatoarea, intră în Leu. Și da, o să vă facă și probleme, dar ideea e că pentru voi să mai rezolvă acele probleme legate de casă, de familie, găsiți soluții la diferite probleme pe care le aveți, poate de sănătate, poate găsiți tot felul de soluții legate de casă și de sănătate, de rutina voastră zilnică și de viața voastră privată. Bineînțeles că sunt și tauri care se vor axa foarte mult, începând cu data de 5 iunie, pe casă, pe familie, vreau casă, vreau stabilitate, vreau să mă simt bine aici unde stau, vreau să mai cumpăr nu știu ce chestie strălucitoare prin casă. Toate bune și frumoase, dragi tauri, cei care sunteți deja căsătoriți, vedeți că vă crește pasiunea acolo în casă, dar vedeți ce faceți, că pot apărea și gelozii? Da, pot apărea și gelozii. E o zi în care, uite, e bună pentru tine pe studii, pe analiză. E un moment în care vei conștientiza multe lucruri, poți să rezolvi niște situații privind viitorul tău, privind viitorul tău din punct de vedere profesional, personal și vezi că e o zi în care va fi nevoie să te împarți așa într-un mod egal între casă, familie și viața profesională. Dar, repet, taurii, spre exemplu, care vă aflați într-o relație, vedeți că pe acolo apar conflicte privind niște acte pe care le aveți în comun sau privind viitorul relației, oficializarea relației, pe ce facem, stăm împreună, ne despărțim, oficializăm relația și așa mai departe. Însă, repet, e o vară în care, dragi tauri, o să vrem, că și eu sunt taur, acum nu știu dacă e și vine săptămâna oarbă, cum se spune, dar vă anunț. Dar e o vară în care, repet, taurii în general vor dori căsnicii, vor dori să se afirme, vor dori toată partea asta și nu-i nimic negativ.
Da? Șase de cupe și regina de monede, un suflet pereche, dragi tauri, dar este și un moment în care puteți să aveți o legătură cu un copil sau cu trecutul. Bineînțeles că pot reveni anumite lucruri din trecut pentru voi. Apoi avem regele de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești și este o zi în care poți să ai o discuție cu o persoană care să te ajute foarte, foarte mult. Poate să însemne și vindecare. Și uite, avem justiția, o conexiune cu zodia balanță, dar și o decizie importantă care se ia pentru tine în această zi. O decizie pe care și tu poți să o iei în egală măsură, însă atenție pe orgolii, atenție pe partea asta că nu prea e ok. Da? Adică decizia trebuie luată așa din suflet, din inimă, cum s-ar spune, fără orgolii, fără gelozii, fără alte chestii. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, Venus intră în leu și fai, dragostea pentru voi poate să fie prin anturajul vostru, prin vecini, prin apropiere, prin comunicare. Păi o să cuceriți oamenii prin felul în care vorbiți, veți străluci de-a dreptul, veți avea un discurs extraordinar de bun. Și asta mie îmi place foarte, foarte mult, iar dacă aveți legătură cu zona studiilor, cu scrisul, cu treaba asta, ei, de luni încolo se mai rezolvă treburile. Fie aveți chef, fie aveți inspirație, dar vedeți că inspirația vine prin somn, deci e nevoie de multă odihnă, mai ales săptămâna asta. Luați și vă încărcați că după iese Mercur din Taur și intră în zodia voastră. Ei, se poate îmbunătăți comunicarea cu partenerul de viață, cei care vă aflați deja într-o relație, bineînțeles. De asemenea, vei dori să faci foarte multe drumuri pentru a te distra, pentru a te simți bine. Chiar vei comunica foarte mult pe partea asta, însă, dragi gemeni, unii dintre voi chiar veți face multe călătorii pe partea asta, fie în grupuri de oameni, fie așa ceva mai restrâns. Acum, eu n-am nimic împotrivă cu partea aceasta cu dragostea și pentru cei singuri, dar atenție și pentru cei aflați într-o relație, dragi gemeni, asta e viața, vedeți că poate să vă apuce dragostea sau să vă reapuce dragostea de cineva, că Venus e guvernatoare și de casă 12, deci vă poate reapuca dragostea de cineva și să vă treziți, că lucrurile sunt destul de ciudate undeva prin mijlocul verii sau chiar spre final, da? Acum depinde fiecare ce vreți să faceți, da? Dacă vreți să trăiți momentul, tot înainte. Bine, nu spun acum că tot ceea ce se creează pentru tine în această vară, cel puțin, sau începând cu ziua de luni, este și efemer și e doar așa o distracție. Nu, chiar totul poate să înceapă așa și din octombrie încolo vezi și tu cum stau lucrurile. Vezi dacă e ok sau nu. Până atunci trăiește momentul. E o zi în care ar fi bine să fii foarte atent pe drumuri și în general perioada asta. Axa aceasta a comunicării, axa cunoașterii e foarte, foarte activă pentru tine, nu neapărat într-un sens negativ, că pentru tine chiar îți priește și Pluton vărsător și Venus acolo în leu, e totul roz și frumos. E o zi foarte intensă pentru tine, foarte pasională, da? Uite, m-a trecut așa și o căldură prin mine. Deci e o zi în care vei trăi intens și acum fie ai multe lucruri de făcut, fie dacă nu ți-ai programat nimic, nu-i problemă că apar chestii, fie pentru alți gemeni poate să fie o zi intensă și din punct de vedere pasional. Acum ce să facem? Tot o să vorbim despre dragoste cu evenimentele care vor fi pe cer, n-avem ce să facem. Și e o zi pentru tine în care poți să conștientizezi ceva legat de o relație și chiar să fie să ai o discuție clarificatoare cu persoana iubită sau cu persoana la care te gândești tu. Poți să ai o discuție clarificatoare și cu partenerul de viață, cu cineva. E ceva legat de o relație prin care vei conștientiza lucruri și prin care vei reuși să închizi ceva, vei reuși să ieși dintr-o chestie, să te eliberezi acolo. Moartea, ei, era de așteptat, deci energia generală pentru luna iunie. Dragi gemeni, ziua de luni e simbolică pentru voi. Turnul, wow, trei de bâte, dragi gemeni, vești care apar aici. Aflați de o despărțire bruscă, aflați de o rupere bruscă. Unii puteți să aflați aici de cineva care a plecat brusc din viața voastră sau pentru alții poate să fie o zi în care știu eu, să spuneți gata, uite, nu mai pot pe situația asta, uite că văd aici că voi tot ați încercat, ați discutat, ați analizat situația sau ați încercat în mintea voastră, n-ați pus fizic ei și astăzi pot avea loc discuții care pot schimba multe, multe lucruri. Astfel de bâte, o nouă pasiune, o nouă activitate pe care o faci și văd aici o foarte mare atracție. Ultima carte, doi de monede, da, e o zi și cu niște cheltuieli, dragi gemeni, acum mai vine o factură, se mai întâmplă o chestie.
mai mergeți la cumpărături, dar este și o zi în care va fi nevoie să vă împărțiți așa între două situații, două locuri de muncă, două relații, două activități. Unii e ca și cum luați decizia, spuneți, eu nu mai stau să mai pierd timpul, eu merg și mă distrez că începe vara. Da, unii veți avea și astfel de gânduri, indiferent de vârstă. Indiferent de vârstă. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi Venus intră în Leu. Asta înseamnă că se mai rezolvă acele probleme legate de banii voștri. Mai vin bani, sunt și cheltuieli, bineînțeles, cel puțin luni pot apărea cheltuieli. Dar vin și bani. Venus acolo vă ajută din punct de vedere financiar. E o zi în care vă puteți reabilita puțin într-o relație. În sfârșit vă simțiți și voi apreciați, în sfârșit vă simțiți și voi bine. Puteți să rezolvați astăzi foarte multe lucruri legate de zona studiilor, de călătorii, grupuri de oameni. Deci e un moment absolut fantastic pentru voi. În general e bine să fiți puțin atenți pe zona, pe zona alimentației, da? În această zi de luni și în general în perioada asta. Și ce să vă mai zic vouă, dacă sunt raci care se află într-o relație și lucrurile pe acolo scârție, nu prea funcționează, vedeți că apar niște discuții care sunt clarificatoare și care pentru voi sunt extraordinar de benefice. E o situație din care pur și simplu sunteți protejați, adică orice s-ar întâmpla, sunteți protejați. Iar dacă ceva nu vă convine, e bine să spuneți. Pot apărea și conflicte în relație astăzi, bineînțeles. Unii vă dați seama, spuneți, băi, uite cât valorez eu. Uite că am și oportunități să cunosc pe altcineva, da, am oportunități să mă duc la un alt loc de muncă, da, uite că mai sunt și alți prieteni, da, nu sunt doar prietenii pe care i-am acum. Vă veți conștientiza valoarea și veți căuta așa scăpare prin alte părți, asta e bine, e frumos, da. Regele de monede, 5 de spade, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. E o nedreptate aici care ți se face sau tu faci o nedreptate sau cineva din jurul tău zice că viața e nedreaptă. E o persoană care muncește mult, e o persoană care e cumva mai învechită în gândire și în modul de a se îmbrăca. Deci e o persoană matură pe care te poți baza, dar care e tristă, e supărată. Apoi avem 8 de bâte. Multă comunicare pentru tine astăzi. Este o zi în care vei face multe drumuri și te vei bucura foarte mult de pasiune, da? De energia lui Venus în Leu. Soarele, ultima carte, deci clar lucrurile se rezolvă pentru tine, chiar o conexiune cu un leu pentru un iraci. Soarele reprezintă bucurie, armonie și e un moment în care ceva se clarifică pentru tine. Indiferent dacă îți place sau nu, bucură-te de puțină claritate. Zodia Leu. Ha, dragi lei, hai că Venus intră în zodia voastră și o să străluciți de-a dreptul și o să cuceriți pe toată lumea și o să atrageți tot felul de oameni în jurul vostru, dar mai interesant decât atât este faptul că puteți să profitați de energia asta pentru a avansa din punct de vedere profesional. Adică nu vă gândiți la chestii negative. Acum fiecare face ce vrea. Negative. Nu vă gândiți la chestii mai ciudate. Eu mă refer că vă puteți folosi de șarmul vostru, da? Mergeți la un interviu și aveți energie și străluciți și vă simțiți bine. Să vă concentrați foarte mult pe aspectul vostru fizic și asta e ok, tot înainte. Doar că e pentru voi o zi în care apar conflicte în relații. E ca și cum te trezești de dimineață și spui, vai, uite cât de strălucitor sunt, uite ce valoare am, uite cine sunt. Și îți dai seama că pe undeva nu ești apreciat și îți dai seama că trebuie să mai rupi o colaborare, o prietenie. Relația de cuplu poate avea de suferit, dragi lei. Începe să vă crească așa încrederea în voi, asta e ceva foarte pozitiv și foarte frumos, totul bun, tot înainte. Dar e o zi în care aveți foarte mult de muncă sau o zi în care rutina voastră zilnică e destul de impactată, adică aveți multe lucruri de făcut, sunteți prinși în toate direcțiile și vă dați seama că e cazul să mai închideți niște relații, să mai închideți niște lucruri. Pentru lei care vă aflați într-o relație care nu mai funcționează și tot trageți acolo de ea, vedeți că e începutul sfârșitului. V-am spus, luna iunie e despre transformări când vine vorba de relații. Tot, să spun așa pentru tine, e o perioadă în care
Poți să fii și provocat de către ceilalți, dar, repet, schimbările trebuie să le faci. Da? Trebuie să le faci. Pentru alți lei poate să fie o zi cu pasiune, o zi interesantă în relația de cuplu, cine știe. Și avem marele preot pentru tine și cavalerul de spade. Bun, o legătură cu un taur. Păi, dragi lei, discuții foarte rapide pe care le aveți aici, care vă vor surprinde destul de mult privind o relație serioasă, privind un angajament serios, privind zona studiilor pentru unii dintre voi. Apoi avem 4 de monede. E o zi în care lucrurile, să știi, că se mișcă așa pe repede înainte și 4 ăsta de monede înseamnă multă stabilitate, adică se întâmplă ceva pe neașteptate. E ceva în privința căruia simt eu aici să-ți spun că ți-ai cam pierdut speranța. Și uite că astăzi apare și 4 de monede înseamnă stabilitate, înseamnă că îți crește încrederea în tine, te simți bine, judecata și te revezi cu o persoană dragăție sau este o zi în care afli un adevăr. Chiar o zi extrem de benefică pentru tine. Îți crește puterea, îți crește intuiția, îți crește tot. Mergi și fă ceea ce trebuie. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, pentru voi Venus intră în Leu, asta înseamnă că se mai rezolvă în sfârșit acele probleme de sănătate, ușor, ușor, mai găsiți soluții, nu neapărat luni, da? Că Venus stă acolo toată vara. Mai și retrogradează, e adevărat, dar până atunci ideea e că vă ajută. Acum trebuie să mergeți și voi și să căutați soluții, da? Vă crește intuiția, sunteți protejați acolo, aveți ceva special. Sunteți foarte mult protejați și pe bani, da? Veți fi mult mai mult secretoși cu banii voștri, cu viața voastră. Vedeți că puteți să vindecați niște chestiuni care țin și de valoarea voastră personală. Chiar e important acest aspect și fie sunteți tentați de iubiri din astea mai ascunse, mai ciudate, dar aici fiți foarte atenți, dragi fecioare, foarte atenți, deci nu vă băgați, că e și Lilith pe acolo, e și Marte, ultima casă astrologică nu e una dintre cele mai luminoase, are și ea părțile pozitive, dar să nu le omitem pe cele care nu sunt chiar atât de pozitive. Deci fiți puțin atenți, vedeți pe dragoste pe acolo ce faceți. Apoi, e o zi în care e bine să fiți foarte atenți pe sănătate și pe muncă, pentru că acolo pot apărea tot felul de lucruri ciudate. E ca și cum vi se cere să vă mai schimbați puțin, fie rutina zilnică, fie pot fi schimbări care apar la muncă pentru alții dintre voi. Și uitați că e o zi foarte bună să luați niște decizii importante și benefice legate de o poveste de iubire, relația cu un copil, niște acte pentru o firmă, o afacere. Deci e un moment fantastic pentru voi pentru așa ceva. Chiar e absolut fantastic. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Chiar o zi bună. Puteți să aveți niște discuții, da, privind o mutare împreună, privind o relocare pentru alții, privind o căsătorie, știu eu ce vă apucă pe fiecare. Alții puteți să auziți în jurul vostru de astfel de lucruri. Luna pentru tine, o conexiune cu zodia Rac, Pești, poate un Scorpion. Da, nu e o zi în care vezi lucrurile foarte clar, atât într-o poveste de iubire, cât și în general în rutina zilnică sau chiar la muncă. Din acest motiv e bine să fii puțin atent. Apoi avem aici 10 de cupe, o bucurie, o mulțumire legată de casa ta, legată de familia ta. Până la urmă lucrurile se rezolvă, chiar dacă inițial ele sunt puțin acolo agitate, iar ultima carte este valetul de cupe. O întâlnire cu un copil, cu o persoană mai tânără și tot valetul de cupe vorbește despre noi emoții pe care le poți trăi, dar și vești foarte, foarte bune care apar pentru sufletul tău. Deci se mai rezolvă din lucruri. Dar, repet, este o zi în care și pentru tine discutăm despre o decizie care se ia. Fie o iei tu, fie o iau alții. Zodia Balanță. Dragi balanțe, Venus, guvernatoarea voastră, intră în Leu. E o poziție bună pentru voi, e ok, doar că Venus acolo în Leu vă poate aduce un suflet pereche sau vă poate aduce o persoană potrivită. Dacă sunteți într-o relație, treaba cu ieșirea în grupuri de oameni v-ar putea ajuta foarte mult. Planuri de viitor pe care să vi le faceți împreună v-ar ajuta mult, dar nu doar la nivel teoretic, că aici e vorba și de practică și chiar norocul pe partea asta vine de practică, de schimbări.
Veți dori să ieșiți, să interacționați, să intrați în contact cu tot felul de oameni, veți dori să luați niște decizii privind viitorul vostru, privind poziția voastră. Ideea este, dragi balanțe, să fiți foarte atenți, pentru că există risc, da, de conflict în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil, mai ales în preajma zilei de luni. Sunt chestiuni care fie țin de aprecierea pe care voi o primiți sau aprecierea pe care persoana de lângă voi o dorește. E o zi în care voi luați decizii importante, e o zi în care, uite, poate să apară conflict în relația cu rudele, în relația cu niște persoane de prin trecutul vostru. E o zi foarte intensă în casă, în familie, fie aveți chestii de reparat, de rezolvat, fie sunt lucruri serioase, dragi balanțe, dar tare tind eu să cred că sunt chestiuni serioase pentru unii dintre voi. Și aici discutăm despre o mutare, despre o relocare, despre o poveste de iubire, nu știu, unii poate vă aflați într-o poveste și acolo lucrurile sunt cam instabile. Da, și atunci trebuie rezolvate. Vi se cere asumare, vi se cere practică, da? Și bineînțeles că toată povestea asta e foarte benefică pentru tine din punct de vedere juridic sau e ceva ce te ajută legat de zona străinătății, legat de un bărbat important din viața ta, deci pe acolo e... E norocul pentru tine. Poate e ceva legat de o relocare sau ceva legat de o călătorie îndepărtată. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. Nu că vă ajută Venus acolo în Leu. O să vedeți că o să fie o vară interesantă. Problema este să fiți atenți. Pentru că sunt chestiuni ciudate. Adică undeva prin iulie, dacă nu vă găsește cuadratura lui Pluton Capricorn la nodurile lunare, că o să fie la grad exact, deja se simte ceva. Ei, dacă vă găsește treaba aia fără rezolvări, cam nu se mai stă la discuții. Da? Și nu vreau să sperii pe nimeni, dar na, ce să facem? Treaba aia o să fie valabilă pentru toți, dar pentru voi e vorba de relație, adică mai ales că vă intră nodul sud în zodia voastră. Și nu e neapărat ceva negativ, acum depinde fiecare ce a făcut în viața asta, în alte vieți. Șase de monede pentru tine, cinci de spade. Ceva nu-ți place în legătură cu niște bani, ai niște cheltuieli de făcut sau, uite, primește aici o veste legată de o decizie și e ca și cum simți că fie ți se oferă puțin, fie simți, fie cineva în jurul tău îți spune, uite, simți că îmi oferi puțin bani, simți că îmi oferi puțin atenție și așa mai departe. E o nedreptate legată de un cadou, de o sumă de bani. Îndrăgostiți, o conexiune cu zodia Gemeni. Poate să fie o zi în care ai de negociat sau e nevoie să te împarți așa între două direcții și îndrăgostiții vorbește despre o legătură cu un suflet pereche sau despre o poveste de iubire importantă. Apoi avem doi de cupe, o întâlnire pe care o ai, o discuție importantă, dar repet, e un moment în care fie e nevoie să profiți acum de o poziție în care te afli, fie pentru alții dintre voi e o decizie aici care nu vă place și care ține fie de o împărțire de bani, fie ține de niște cumpărături, fiecare cum știe treaba. Zodia Scorpion. Hei, dragii mei scorpioni, Venus intră în Leu și e o perioadă așa în care, uite, se mai rezolvă din acele probleme legate de șeful tău, conflicte legate de zona autorităților și indiferent ce războaie vor fi pe cer, uite, tu vei ieși bine din poveste. Ideea e fără atașamente, nici emoționale, nici practice. Asta e regulat, n-am ce să fac. E valabilă și pentru mine și eu am marcaj fix, deci nu, n-am nimic cu tine în mod special. Dar ideea e că ești bine. Acum, ziua de luni vine cu niște conflicte pentru tine, discuții în contradictoriu, discuții serioase privind viitorul unei povești de iubire în care ești. E o relație oficială pentru cei mai mulți scorpioni. Pot fi niște discuții acolo legate de copil, legate de afacere, legate de viața voastră în general vorbind. Discuții care vor fi destul de aprinse din ce văd eu și e important de menționat faptul că veți reuși să rezolvați povestea. De aici chiar sunteți susținuți. Deci reușiți să rezolvați o situație. Pentru că cei mai mulți scorpioni, așa cum am spus, vreți să vă simțiți stabili, vreți putere, cum s-ar spune, în casă, în familie, să vă simțiți voi bine acolo, să fiți undeva anume. Vreți să fiți apreciați, mai ales acum intră Venus acolo,
E și Marte guvernatorul vostru, deci e clar că vă crește stima de sine. Da? Sunteți bine susținuți pe așa ceva. În sfârșit aveți curajul să spuneți lucrurilor pe nume. Este vorba despre o schimbare, să știți, legată de o relație. Și acum, când vă place, că nu, lucrurile se schimbă. Și fie unii Scorpion, nu știu, vă dați demisia. Alții vreți să închideți o relație. Alții spuneți, gata, persoana asta e potrivită, eu vreau să mă mut cu el sau cu ea. Chestiuni interesante, dragi scorpioni, senzații tari, și vouă vă plac chestiile astea, deci nu e o zi neapărat negativă și nu e o vară neapărat negativă pentru voi. Norocul prin tot conflictul ăsta pentru unii scorpioni vine fie din partea unui bărbat care are niște probleme sau un bărbat care se află într-o situație în care are de luat o decizie sau poate să fie o persoană care mai minte sau persoană, deci pe acolo e norocul pentru voi. Da? Și norocul ține chiar și de zona aceasta a moștenirilor, a banilor care vin de la ceilalți, deci tot înainte, dragi scorpioni, că e de bine pentru voi. E de bine pentru voi. Alți scorpioni poate sunteți prinși cu niște probleme legate de casă, cu niște acte, cu niște chestiuni legate de rudele voastre. Doi de spade și diavolul, o legătură cu un capricorn. Păi, dragi scorpioni, se iau decizii importante în această zi. Cineva tace și face. Apoi avem 8 de cupe. Pare că abandonezi ceva, lași ceva în urmă. E un moment pentru tine în care spui, gata, până aici, eu vreau să fac pace cu trecutul, băi, nu mai funcționează chestia, îmi iau valiza și plec. O zi în care poți să renunți și la anumite activități pe care le aveai de făcut. Ultima carte, 7 de cupe. Bucurie, dragi scorpioni, aveți mai multe oportunități, dar vă simțiți eliberați. Atenție puțin pe partea aceasta de iluzii în această zi. V-am spus, fără orgolii, fără chestii de genul acesta, fără frici, fără chestiuni negative. Încercați să fiți mai zen din fire. Dar să iau o decizie și reușiți să rezolvați ceva atât de rapid încât nici vouă nu vă vine să credeți. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, e o zi în care banii sunt importanți pentru voi și partea aceasta de valori în general vorbind, sunteți foarte mult susținut să rezolvați niște chestiuni legate de muncă, să primiți o avansare, să rezolvați ceva, poate niște situații legate de casă, de familie, că sunt sigură că și pe acolo sunt probleme de ceva timp, însă interesant este faptul că Venus pentru tine intră în Leu. Asta înseamnă că o să dorești mai mult, să călătorești, să studiezi tot felul de chestii. Relația cu partenerul se poate îmbunătăți prin niște drumuri sau prin niște discuții din acestea de nivel înalt, dar mai mult decât atât, uite, e o zi pentru tine în care e bine să fii puțin atent și pe drumuri și pe discuții în contradictoriu. Ceva se închide, ceva se rupe. Discutăm, dragi săgetători, despre începutul unei perioade în care o să aveți foarte mare încredere în ideile voastre, în ceea ce faceți voi. Sunteți foarte bine susținuți pe zona studiilor superioare, pe zona călătoriilor îndepărtate, tot ceea ce ține de spiritualitate, acte, deci tot înainte că Venus e cu voi și vă ajută foarte, foarte mult de acolo. Da, e și cu certuri, e și cu discuții. Poate să fie o zi în care deja, așa cum v-am spus, dați startul unei perioade, așa, a unui sezon incendiar, în care spuneți, băi, uite, eu consider că nu mă apreciez suficient, eu consider că nu mă plătești suficient, pentru că e vorba și de așa ceva pentru voi. Și atunci spuneți, gata, vreau să fac altceva, vreau să încerc altceva. E o zi în care în sfârșit vă găsiți și voi aprecierea, liniștea, bucuria și asta ne bucură pe toți. Șase de monede pentru tine și îndrăgostiții. Un cadou pe care îl primești, o veste bună, văd și o legătură cu zodia Gemeni pentru unii dintre voi, dar văd și o decizie importantă pe care o iei privind viața profesională sau pentru unii mergeți și vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru. Aici avem arcana majoră, Eremitul, o conexiune cu zodia Fecioară pentru unii dintre voi. E o zi în care detaliile sunt importante și este o zi în care voi puteți să luați niște decizii extraordinar de înțelepte.
Puteți să aveți o legătură cu o persoană mai în vârstă sau cu o persoană specialistă pe un anumit domeniu. 3 de spade și totuși ceva nu place, ceva nu convine. Dragi săgetători, eu v-am mai spus că e nevoie să mai dați acolo o delete, să mai ștergeți acolo niște informații pe care le aveți, să vă deschideți în fața unor noi idei, în fața unor noi informații, dar v-am mai spus și faptul că e cazul să mai închideți anumite relații pe care le aveți. Anturajul vostru, rude, persoane care vă sunt prin jur, nu vă ajută în perioada asta. E liniște, e pace, nu știu, simt aici ceva legat de resemnare, adică ești resemnat sau te resemnezi în legătură cu o situație. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi chiar e o vară incendiară, e o vară superbă. Cheltuielile pe care tot le aveți, da, de ceva timp, în sfârșit se mai rezolvă. În sfârșit, fie... Dați și voi banii pentru plăcerea voastră și atunci nu le mai simțiți chiar așa ca fiind niște cheltuieli doar să fie. Fie pentru alții dintre voi apar și bani. Da? Apar bani. E ca și cum, bun, cheltuielile se mențin, dar vin și banii și asta e super bine pentru voi. Puteți să cunoașteți o nouă persoană vara asta, cei care sunteți singuri, dar vedeți că e o dragoste din asta incendiară, însă fiți atenți, da? Trăiți momentul și vedeți voi de prin octombrie încolo dacă se merită relație, o puteți continua, dacă nu, e ok. Cei care vă aflați într-o relație, vedeți că veți trece printr-o perioadă foarte intensă în acest sezon, adică pot fi gelozii, pot fi pasiuni, pot să experimentezi niște chestii împreună cu partenerul care nu sunt neapărat negative, pe care nu le-ai mai experimentat până acum. Dragostea, plăcerea cunoaște o altă dimensiune pentru tine și bineînțeles că o relație de iubire va trece printr-o schimbare foarte mare vara asta sau o relație de iubire îți va schimba foarte mult viața vara aceasta. Și discutăm despre oficializarea unei relații, ruperea unei relații oficiale, acolo unde lucrurile nu funcționează. Stați liniștiți, îl aveți pe Jupiter acolo în Taur, pleacă unul, vine altul, stați liniștiți, deci nu rămâneți singuri, cu siguranță. Mai mult decât atât, e bine să fiți puțin atenți pe bani, să fiți puțin atenți pe cheltuieli, da, în ziua de luni și în general în această perioadă. Pot fi niște investiții sau pot fi niște lucruri acolo care apar. E ca și cum vi se cere să abordați diferit puțin tema aceasta a banilor sau chiar a valorilor. E foarte important acest aspect și în general e o zi bună pentru tine în care ai energie, o zi în care poți să ai o întâlnire cu persoana iubită, cu un copil, poți să ai niște discuții foarte serioase cu oamenii din jurul tău și uite că e o zi în care mai înveți chestii sau e o zi în care e nevoie să o faci iar pe profesorul pentru cineva anume. Și ți-am spus treaba asta, fie că înveți pe cineva să facă o prăjitură, fie că sunt chestii mai mari de atât. A început citirea, la baza pachetului Justiția, o legătură cu Zodia Balanță și 3 de cupe. O decizie pe care o iei pentru bucuria ta, pentru starea ta de bine. Dar văd aici și o hotărâre care se ia privind o întâlnire. Regele de Bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. E o zi în care ai chef de distracție, vrei să te relaxezi, vrei să te simți bine și nimic se pare că nu te oprește astăzi, însă repet, vezi ce faci cu cheltuielile alea, treaba ta, ce faci tu, știi bugetul. Apoi avem 9 de spade, un stres aici pe care l-ai, unii dintre voi posibil să mergeți la o petrecere, să mergeți la un suc, la o întâlnire cu niște prieteni și să cunoașteți pe cineva. Pe de altă parte, văd un stres aici pe care îl ai privind o afacere sau privind o persoană importantă din viața ta. Se ia o decizie privind un triunghi amoros pentru unii, nu știu de ce simt să spun asta. E și Justiția pe aici, nu știu. Sau unii puteți lua o hotărâre privind relația voastră. Bun, e la început, ne distrăm totul roz și frumos, dar ce facem mai târziu? Zodia Vărsător. Dragi vărsători, Venus intră în leu. Hei, și pe acolo dragostea plutește în aer. Atenție la dragostea care se poate înfiripa între tine și clienții, asta dacă ești și lucrezi cu ceilalți. Nu-i nimic negativ, eu n-am nimic împotrivă, doar că la un moment dat te poți trezi cu tot felul de lucruri ciudate. Acum, repet, fiecare face
Cum considerăm? Pe de altă parte, relația cu partenerul se poate îmbunătăți printr-o mutare împreună, printr-o relocare, fie se mută persoana aia la tine, fie tu te muți la el sau la ea, fie pentru alți vărsători este vorba despre a vă muta împreună, dacă stați deja împreună, nu știu, stați la bloc, vă mutați la casă. Sau pot fi mutări mult mai importante. Deci prin asta se poate închega relația de cuplu. Cei singuri, v-am spus, aveți șanse toată vara, tot înainte, dragi vărsători, vara e a voastră, e sezonul vostru. Relația bună văd aici cu clienții, cu partenerii de afaceri, cu persoanele din jurul vostru, doar că în ziua de luni apar conflicte, discuții în contradictoriu, adevăruri pe care le mai aflați, pentru că este o zi cu predispoziții spre așa ceva. Sunteți foarte prinși pe casă, pe familie, sunteți foarte prinși pe ceva ce aveți voi de făcut. Sunteți prinși pe, cum să spun eu, e ca și cum vă pregătiți pentru un eveniment, vă pregătiți pentru ceva și sunteți prinși acolo pe partea asta, dar rezolvați problema. Ca și sfat, nu vă aruncați cu capul înainte și încercați să vă temperați puțin atunci când vine vorba de relația cu ceilalți. A fi o vară incendiară, dragi vărsători, și pentru voi, dar fiți atenți, de asta spuneam, pentru că mai ales cei care vă aflați deja într-o relație serioasă, vedeți dacă vă apucă dragostea prin alte părți, că există foarte mare risc de sfârșit. Da? Sau partenerul poate să fie mai atractiv în perioada asta. Acum nu toți vărsătorii da, se înșeală și mai știu eu, dar există risc. Acum că doar îți clătești ochii că faci ceva fizic, e o diferență între ele. Bun, faetonul și împărăteasa, o conexiune cu zodia, rac, taur sau balanță. Păi un drum aici pe care îl faci, fie un drum pentru casă, pentru familie, fie este vorba despre o bucurie pe care o ai de la drum, reușești să rezolvi ceva legat de o mașină. Și de asemenea, este o zi în care femeile pot avea un rol foarte important în viața ta. Turnul, wow, dragi vărsători, aflați ceva care vă șochează puțin. E un adevăr pe care îl aflați, o mască. Nu știu, cade jos de pe față. O colaborare, un proiect poate avea parte de răsturnări de situație. Ultima carte, Temperanța, o legătură cu zodia săgetător, e clar aici că lucrurile se vor vindeca, se vor liniști, dar era nevoie să afli chestia asta sau era nevoie să se întâmple chestia asta. Te poți revedea cu anumite persoane. Văd liniște, văd pace. Da? Această schimbare, pe de o parte, este bună, pe de altă parte, nu e bună. Ești stresat în legătură cu închidere. Și pe de o parte spui, băi, bine că s-a închis sau bine că s-a rezolvat, pe de altă parte îți pare rău. E o zi foarte intensă pentru tine, foarte, foarte intensă, mai ales Pluto care e în zodia ta, se ceartă acolo cu Venus, clar că apar chestii. Zodia Pești. Dragi peștișori, Venus intră în Leu. Ei, și aici e interesant pentru voi. În primul rând, dacă erau probleme de sănătate, vara asta ele se pot rezolva. Bine, nu din senin, așa ca prin minune. Important e să mergeți la medic. Da? Mergeți la medic, la 1, la 2, la 3, unde vreți voi. Mergeți pentru că veți găsi soluții, veți găsi tratamentul potrivit, găsiți doctorul potrivit. Deci e ok tot înainte. Acum, pentru peștii care lucrează și nu aveți voi chef, nu știu, nu vă place ce lucrați acolo, fie vă reprofilați și spuneți, băi, uite, mai învăț ceva suplimentar, da, și mă duc și fac ceea ce îmi place mie, că măcar o fac din plăcere și nu stau cu stres și mă și îmbolnăvesc și mai știu eu ce. Pe de altă parte, alți pești, nu știu, poate sunteți pe drumul vostru, dar relația cu persoanele de la muncă era așa mai ciudată. Ei, acolo se îmbunătățește povestea. Fie apare o persoană care schimbă așa atmosfera, ca o regină acolo, fie este vorba despre glume care se fac, apar tot felul de povești din aceste de iubire, care mai de care mai ciudate și stați și voi și vă uitați, wow, hai că e interesant. Și voi fiind cu Saturn acolo în zodia voastră, voi sunteți puși pe studiu, pe analiză sau cel puțin Saturn vrea să vă învețe cu sau fără voia voastră. Vă arată în față și voi procesați informația. Dacă ești într-o relație de iubire, vezi că relația se poate îmbunătăți prin niște activități pe care le faceți împreună, dar sunt activități destul de puternice, destul de mari, în mod special care pot viza anturajul vostru sau prin intermediul anturajului, relația poate să funcționeze mai bine. Dacă ești singur sau singură,
vezi să nu te apuce dragostea pe la muncă. Acum, e ciudat, pentru că pot fi probleme destul de serioase, dragi pești. Repet, fiecare face ce vrea. Dacă vă apucă dragostea pe acolo, e ok, dar fiți foarte, foarte atenți. Fie, nu știu, nu vă faceți iluzii sau vedeți că vă poate pune în pericol locul de muncă. Da? Sau pot apărea tot felul de situații ciudate. Dar, repet, fiecare face ce vrea, că asta e viața. Bun. Petreceri care apar pe la muncă, nu știu, glume, tot felul de chestii. E ok, mergeți, vă simțiți bine, e superb. Dar fiți atenți. E o zi în care e bine să vă concentrați puțin și pe sănătatea voastră, dar și pe zona aceasta profesională. Intrați în contact cu tot felul de oameni, stați pe internet, faceți tot felul de chestii. Și da, uite, e o zi foarte bună pentru voi pe comunicare. E o zi foarte bună să predați ceva unei persoane sau să analizați o poveste, să comunicați cu ceilalți. Chiar e o zi foarte benefică pentru voi, doar atât, mare atenție pe zona sănătății, nu exagerați cu absolut nimic și dacă mai aflați pe acolo vreun secret, dacă mai aveți vreo conștientizare, asta e viața, e de bine pentru voi. Hai să vedem, dragi pești, hai că a început citirea pentru voi. Sunteți nerăbdători. 7 de spade. Ei, 7 de spade, 6 de spade. Păi ceva nu vă place vouă aici în legătură cu un drum, cu o schimbare, da? 3 de spade, 4 de spade, wow, dragi pești, ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Fie în legătură cu o călătorie, fie e ceva legat de o mașină, e ceva legat de o schimbare. 9 de cupe, până la urmă apare bucuria, liniștea, armonia. E o zi în care ți se cere să te bucuri de viață. Dacă intri în contact cu oamenii, vei vedea că vei fi apreciat, te vei simți bine, vei reuși să comunici, vei reuși să-i cucerești pe toți și să le atragi atenția. Apoi avem aici 7 de bâte. 7 de bâte vorbește despre un moment în care, nu știu, ori iei atitudine, ori 7 de bâte vorbește despre niște provocări care apar. E un moment ciudat aici, da? E un moment ciudat. Pe de altă parte, sunt vești bune care apar, dar e un moment aici în care, uite, ți se cere să iei și tu o decizie. Și poate pentru unii nu e atât de plăcut, că veți fi puși în fața faptului împlinit. Nu exagerați pe tot ce ține de distracții, cel puțin în ziua de luni, că nu e ok. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Vă doresc o săptămână cât mai frumoasă și o vară foarte specială, aș spune eu, e o vară pe care nu o vom uita ușor, că e pozitiv, că e mai puțin pozitiv, știți cum e, că fiecare își mai face și norocul, Dumnezeu dă, dar nu bagă și în traistă, nu bagă și în geantă, trebuie să și ia fiecare, cam așa e și cu energiile astea. Bun, dragilor, vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc să aveți parte de o zi de luni cât mai frumoasă și de o săptămână superbă.